Conform articolului 182, aliniatul 4, raportat la 139, aliniatul 6, se prevede ca cetățenii de onoare, adică avem posibilitatea de a vota secret și eu propun ca acest vot să fie secret prin vot de persoane, adică exact pentru cetățenii de onoare. Probabil pentru a fi sigur că proiectul trece, președintele Consiliului Județean, Teleorman Adrian Gâdea, a fost de acord cu amendamentul colegului său, astfel că a primit votul tuturor aleșilor prezenți astăzi la ședință. Un alt proiect pe ordinea de zi a vizat hotărârea atacată de instituția prefectului în ceea ce privește mărirea salariilor funcționarilor din aparatul de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean. Întreba ce modificări aduce noua hotărâre, votată de altfel în unanimitate, Adrian Gâdea a venit cu câteva precizări. În proiectul acesta, lângă coeficient, a fost trecută și suma brută. Pe fond, nu s-a modificat absolut nimic. În hotărârea de data trecută, erau trecuți coeficienți în dreptul fiecărei funcții, consilier superior, debutant principal, șef de birou, șef de serviciu, coeficient trecut în urma consultării cu sindicatele, în urma discuțiilor cu colegii din Consiliul Județean. Încrezător că instanța de contencios îi va da dreptate, președintele Consiliului Județean Teleorman Adrian Gâdea i-a dat replica președintelui PNL Eugen Pârvulescu, cel care a susținut că a rezolvat problema. Și cred că ar fi bine să terminăm și cu manipulările făcute pe acest subiect sensibil. Nici eu nu am mărit salariile pentru a mitui vreun angajat din Consiliul Județean. A fost o chestiune corectă și legală. S-au mărit salariile la Consiliul Județean, așa cum s-au mărit și salariile la celelalte instituții, nu doar din domeniul administrației publice, dar și din celelalte domenii. Și aș ruga să înceteze cu manipulări de acest gen, dar și cu manipulările legate de faptul că domnul Pârvulescu ar fi rezolvat această problemă legată de salarii. Nu, domnul Pârvulescu s-a ocupat de atacarea acestei hotărâri la instanță, nu are nicio legătură cu inițierea acestui proiect de hotărâre. În acest weekend, cetățenii teleormăneni vor sărbători ziua județului, atestată în documentele oficiale pe data de 14 mai.